Domnul Dragnea m-a cunoscut de-a lungul timpului și atunci când am obținut rezultate bune și atunci când nu am obținut și am recunoscut acest lucru și am încercat să-mi îmbunătățesc modul de a acționa, de a face noi strategii. Dar și sponsor principal, ca să zic așa, Nu aș spune că am fost sponsor. Gândiți-vă că am fost europarlamentar și era normal ca cotizația pe care până o plătesc... Până să fiți europarlamentar. Nu. Până să fiți europarlamentar, nu ați cotizat? Cotizam în mod normal. După ce am devenit europarlamentar, am văzut această informație că am început să cotizez din ianuarie 2009. Eu din ianuarie 2009 am fost europarlamentar, dacă vă amintiți, atunci a fost acea coaliție PDL-PSD, mulți colegi au plecat în funcții de conducere și înainte cu 6 luni de alegeri eu m-am dus la Bruxelles ca și europarlamentar și atunci am început să dau cotizația mai mare din poziția de europarlamentar pe care o aveam. De ce vă spun unii principalul sponsor, unii dintre principalii sponsori ai PSD-ului? Pentru că era normal ca la nivelul unui județ europarlamentarul să aibă cotizația cea mai mare. Bineînțeles, era și retribuția mai mare. Adică era normal să cotizez mai mult. Iertați-mă o secundă, doamna prim-ministru. Un europarlamentar câștigă teoretic banii lui 6.000 de euro pe lună, exact, corect? Exact. Cu tot cu, mă rog, călătorii, indemnizații, tot felul de cheltuieli, vreo 20.000 de euro? Nu. Mai puțin? Nu. Mai puțin? Da, mult mai puțin. Cam cât este suma totală? Știți ce se întâmplă? Întotdeauna au adunat la suma pe care o câștigă un europarlamentar, suma cu asistența. Asistența, europarlamentarul nu se atinge nici măcar de un euro de suma din această sumă. Adică asistența înseamnă consilierii lui și... Consilierii lui, totul merge direct pe cardul consilierului, al asistentului, al personalului. Deci nu trebuie banii pe la europarlamentar. Absolut. Deci câți bani intră pe cardul unui europarlamentar? 1200 indemnizația, da. 4000 de euro sunt banii de cabinet care trebuie justificați și eu am avut întotdeauna un dosar justificativ la toți aceste fonduri. Banii de cabinet, adică 4000 de euro pe lună? Pe lună, da. Cafea? Nu. Îți plătești cabinetul chiria. Da. Eu plăteam 3000 de ron numai chiria. Îți plătești acolo tot ceea ce înseamnă buna funcționare, utilități, tot ceea ce înseamnă cabinetul, cheltuielile pe care le faci și cu cabinetul de la Bruxelles pe care îl ai, cabinetul de la Strasburg, tot ce înseamnă dotarea cabinetului respectiv. Deci banii, să știți că plus telefonul pe care îl ai, deci la cabinet. Deci câți bani, ca să zic așa, pe lună ar fi ajuns la PSD din banii pe care dumneavoastră i-ați încasat ca europarlamentar? Sau cum făceați economiile? Cam în jur de 500 de euro. Cam 500 atât. De euro? Da, cam atât era. Pe lună mergeau către partid? Mergeau cotizație care era normală. Dar să știți că sumele vehiculate de presa care v-a monitorizat în tot timpul ăsta sunt mult mai mari, adică sunt sume foarte mari. Nu de ordinul a miliarde. Nu cred acest lucru. De lei vechi vorbesc. Nu, de miliarde de lei vechi. Trebuie să vedem, să facem un calcul. Nu am făcut acest calcul, dar după nu discuția acum cu dumneavoastră... Nu știți acum câți bani vă dați seama că nu pot să țin toți anii, 9 ani de zile. Eu 9 ani de zile ținut. am fost europarlamentar, am păstrat toate chitanțele, sunt un om foarte ordonat, am păstrat toate chitanțele că atunci când am făcut donație către partid, când am plătit cotizația, am chitanțele încă din 1996. Se poate spune că Viorica Dăncilă și-a cumpărat fotoliul de europarlamentar? În niciun caz. În niciun caz acest lucru. Am spus înainte că am trecut prin toate etapele pe care le presupune avansarea în politică. Din 96 v-am spus funcțiile politice, am fost consilier local, consilier județean, am muncit foarte mult și am făcut o echipă foarte bună cu colegii mei.